din Polonia. Prima noapte am petrecut-o în parcarea liniștită a bisericii Sfântul Ian de Ducla. Sfântul Ian a fost canonizat de Papa Ioan Paul al II-lea în 1997. Ducla este un mic oraș aflat în apropierea graniței cu Slovacia, datează de la 1380 și s-a bucurat în trecut de beneficiile rutei comerciale ungare care trecea pe aici. Cum călătorului îi stă bine cu drumul, să pornim în explorarea Poloniei. Ne-am oprit în Rzeszów, primul oraș mai mare pe ruta noastră, inițial doar pentru a cumpăra o cartelă de date, dar am văzut că este frumos, ne-au sărit în ochi și multe clădiri Art Nouveau și am zis să vizităm centrul istoric. Palatul de Justiție local este găzduit de Castelul Lubomirski, o fortăreață pătrată a cărei începuturi datează din vremea invaziilor tătare. În colțuri are bastioane cu turnulețe cu nume de sfinți. Pe o latură a castelului se găsește și Aleea cu Castani, casele de aici remarcându-se prin arhitectura Art Nouveau. Orașul Rzeszów a apărut în secolul al XIV-lea, iar primăria, care patronează piața centrală, datează din secolul al XVI-lea, fiind renovată și adusă la forma actuală în secolul al XIX-lea. Dacă vizitați Polonia și aveți nevoie de mai mult internet, vă recomandăm cartela Orange Flex, care vă oferă, de exemplu, 50 de GB la un preț de 50 de zloți, puțin peste 50 de lei. Noi am pus SIM-ul într-un router wireless, la care ne conectăm toate dispozitivele când suntem în casa pe roți. Legat de pregătirile plecării noastre în Islanda, Bogdan și Adelina au filmat o parte din ele și au înregistrat un interviu cu mine. Scuzați emoțiile. Aveți aici, sau aici, un link către video. Bogdan și Adelina au fost plecați mai bine de 2 ani, făcând turul Europei cu autorulota lor, Marcela. Dacă sunteți curioși să vedeți aventurile lor, vă lăsăm un link în descriere către canalul lor de YouTube. Mina de sare Wieliczka, parte a patrimoniului UNESCO, datează din secolul al XIII-lea. Exploatarea sării în această zonă se face însă încă din secolul al XII-lea, când sarea era obținută prin evaporare din râurile locale. Sarea sau aurul alb era foarte valoroasă în Evul Mediu. Castelul Wawel și impunătoare construcții din Cracovia au fost construite cu bani obținuți din această salină. Mina asigura o treime din bogățiile zonei. Am fost impresionați de pozele pe care le-am văzut pe internet și am vrut neapărat să venim să o vizităm. În interior, fiind numeroase sculpturi, 3 capele și o catedrală, toate săpate în sare de către mineri. Mina Wieliczka a avut perioada de glorie în secolul 16-17, când aici munceau peste 2000 de mineri. Imperiul Habsburgic a adus și industrializarea zonei, contribuind la dezvoltarea și mai mare a minei. Tot în timpul Imperiului Habsburgic, în Bucovina, aflată sub dominația sa, se dezvoltă și mina Cacica, unde sunt aduși muncitori de aici pentru a instrui minerii români. Ca să vă dați seama de dimensiunea minei, să facem o comparație cu Salina Turda din România. Dacă în Salina Turda avem o adâncime de 13 etaje și o lungime de 850 de metri, aici avem adâncimea de 54 de etaje și o lungime vizitabilă de 3 km, asta din totalul de 287 de kilometri pe care îi are această mină. They say that Kinga's engagement ring was found in the first salt lump extracted. Chiar dacă te-ai aștepta ca sarea din Wieliczka să fie de un alb pur, ei bine, salina este predominată de nuanțe de gri, semănând oarecum cu granitul. Catedrala Sfântei Kinga datează de la 1896, iar în pereți sunt sculptate scene biblice. Impresionantă se pare că este cina cea de taină. În catedrala Sfântei Kinga, protectoarea minerilor din carierele de sare, se țin slujbe în fiecare duminică, slujba de Crăciun și se oficiază cununii religioase. Wow! Impresionant! Zici că ești într-un palat de cleștar. Totul este făcut din sare. Podeaua, candelabrele acestea imense. Se remarcă profesionalismul celor care au asigurat galeriile cu bârne din lemn solide și bine închegate. Un exemplu este impresionanta cameră Mihalovice, cu o imensă structură din trunchiuri de copaci, construită să susțină plafonul exploatării de odinioară, o structură asemeni unui turn de catedrală. ne simțim ca în stăpânul inelelor, în regatul piticilor de sub pământ. Este grandios tot ce este aici. Și când crezi că e gata, urmează coborârea. Mina de sare a funcționat până în anii 2000, dar în continuare aici se extrage sare din râurile din zonă, asta pentru a evita poluarea mediului. Suntem leșinați. Turul a durat 2 ore și jumătate și, credeți-mă, abia am putut ține pasul cu ghidul. Acum, legat de ghid, din păcate, în această perioadă nu am putut face un tur în limba engleză, am fost la turul în limba poloneză, nu am înțeles mare lucru, ghidul s-a străduit să ne mai spună și nouă câteva lucruri în engleză, dar a meritat din plin. Fiecare salină are frumusețea ei aparte, însă nu este de mirare că aceasta face parte din patrimoniul UNESCO încă din 1978. A fost o zi plină. Întorși în Vănel, am simțit nevoia să punem la treabă cuptorul Omnia. Aici se încheie acest vlog, dar urmează să vizităm Cracovia, așa că fiți cu ochii pe noi! Vă mulțumim că ne sunteți alături! Pe curând!